Băi, Marușca, ajută-mă să strălucesc astăzi. Costea vă face un cadou foarte mare. Iulia, Costea nu-ți va face cadouri, el este ocupat. Nastia, am decis să merg după Dima astăzi. Astăzi este 14 februarie, Diana este cu Smiley, așa că cred că am o șansă astăzi. Gigi, nu înțeleg ce este ciudat cu Smiley și Brovatski. Diana și Iana nu au venit astăzi la școală. Băieții ne vor da toate cadourile nouă. Asta e bine, Nastia, cred că Diana, Iana și basketbaliștii sunt la restaurant. Noi trebuie să strălucim castelele astăzi. Fetelor, astea sunt dragobetele. Sper că Patrick nu o să-mi facă cadou felicitare pe care mi-a făcut-o. Dacă asta îmi face cadou, eu lipesc pe frunte. Ai auzit, înțeles? Gigi, dă-mi peria. Ole, alea nu știu. Mie Patrick în fiecare zi de naștere mi-a făcut o cadou. El niciodată nu-și cheltuie banii pe cadouri. O, Diana, uite ce cadouri frumoase! Iana, nu-mi fac grijă. Am venit aici să strălucim băieților, nu pentru ele. Da, chiar așa. Fetelor, priviți, au ajuns. Teribil, credeam că sunt la restaurant. Ce căutați voi aici? Basketbaliștii voștri nu au venit la școală. Nu vă așteptați la cadouri de la iubicii noștri. Băieții vă vor oferi nouă cadourile. Da, și noi avem cadouri pentru ei. Începe Colo Circ. Iana, s-au supărat că ce-am venit noi aici. Și ceva, de ce nu te-ai aranjat? Nu cumva te-a părăsit basketbalistul? Da, nu are de ce să se aranjeze. Oi, fetelor, eu nu m-aș fi bucurat dacă aș fi în locul vostru. Mi-am luat cea mai tare rochie la mine și merg să mă schimb. Basketbaliștii noștri vor vedea. Invitați și suferiți. Hai să mergem, Diana. Da, mergem. Groaznic, mi-a stricat bună dispoziție. De ce au venit ele? Fetelor, nu vă faceți grijă, sunt frumoase, băieții ne vor da cadourile. Aha, Dima îmi va oferi mie cadoul, sigur, sigur. Fetelor, și noi avem cadouri pentru băieți. Fetelor, și noi avem cadouri pentru ei. Teribil, urăsc dragobetele, nu i-am cumpărat nimica Iuliei. Eu am făcut cadou singur. Oh, Patrick, Lealea nu va aprecia asta. Eu m-am pregătit. I-am cumpărat Dianei cadou de lux. Diana îl va părăsi pe basketbalist și se va întoarce la mine cu siguranță. Și eu i-am cumpărat cadou Ianei, dar e chiar scump. Băieți, nu trebuie să vă cheltuiți banii. Credeți că fetele au cumpărat ceva? Nu! Tot timpul așteaptă să le facem noi cadouri. Băieți, nu vă zgârciți. Fetelor le plac cadourile. O să vedeți, Diana va plânge de fericire. Eu sunt chiar fit. Dima nu-i ca mine nici pe departe. Smiley, știi ce-i voi oferi? Ce-i va oferi Dianei? Un trandafir, balon și felicitări de dragobete, asta e? Da, am știut că este zgârcit. Cadoul meu va fi mai bun și Diana va alege pe mine. Ce nu este în regulă cu tine? Ai nebunit? De ce cheltui banii pe ea? Cadoul tău e prea scump. Ea este o fată populară și fetele populare primesc numai cadouri scumpe. Chiar ești ghinionist, Dima. Hai mă, Diana, Iana, eu trebuia să arunc banii pe Iana. Ce să fac cu Iana? Nici eu nu am nevoie de Diana. Dar dacă dorești să fii popular, suportă. Nu pasă dacă voi fi popular sau nu. Dacă trebuie, o să-i fac cadou. Vlado, chiar ești tâmpit. Când devenim popular, cele mai tari fete voi fi ale noastre. Asta e cool. Iana, arătăm superb. Când ne vor vedea iubiții noștri basketbaliști, o să cadă. Ia, vai! Desigur, sunt de drăgostiți, belea! Belea! Fetelor, priviți acest gust prost! Cum poate îmbrăca așa ceva? Ce rochie e asta? Arată ca o bomboană! Fetelor, mie îmi place! Ce? Fetelor, ați uitat că Diana și Iana sunt dezastru? Desigur! Iată-le, au început să brâfiască! Diana, ce altă pot face? Doar să brâfiască! Invidia! Cum poți purta așa ceva? Dacă credeți că sunteți cele mai strălucitoare stele, greșiți! Asta e! Diana, știi ce? Dima va fi doar al meu, doar al meu. Tu nu-l meriți. Fetelor, nu vă mai holbați la ei. Arată de parcă suntem geloase pe ele. Da, să nu ne mai uităm. Deci așa, cui pasă de Diana și de Iana? Da! Noi suntem cele mai cool! Noi suntem cele mai frumoase! Și cele mai vesele! Și cele mai mișto! Bună, fete! Bună, dragobete fericite! Bună, băieți! Dima! Băieți, unde este Diana? Nici Iana nu e aici! Băieți,
Mergem să le felicităm. Lealea, Lealea, tu ești dulceața mea. Păi priviți, totuși de ce să fim fericite? Ți-a făcut o felicitare de Dracobete. Lealea, te iubesc, este de la Patrick, el de la Lealea. Ați observat? Atâta mă iubește încât mi-a făcut felicitare de Dracobete. Patrick, eu nu sunt dulceața ta. Dacă mă iubeam cu adevărat, îmi cumpărai o felicitare. O să mă lupt pentru tine în continuare. Dorești dulceață? Nu, nu vreau! Lealea, de ce ești așa grubă cu el? Chiar ești obraznică. Păi o să mănânc singur. Fetelor, susțineți-mă, mă duc. Hai, Iulia, da, hai, da, hai, hai, Iulia, hai, hai. Costi, ești ursulețul meu de pluș dulce. Asta e pentru tine. Ursuleț de pluș? Mai bine îmi făceai cadou ceva de folos. Poftim, asta e pentru tine. Costi, această felicitare este pentru mine? Da, Iulia, citește. Fetelor, Costi mi-a făcut un cadou, o felicitare. Chiar ești o babă. Nu mai am nevoie de tine, Iulia. Costi, știi ce? Tu nu ești ursuleț de pluș, ești un elefant. Ha, a trecut. Teribil, Iano, îl auzi? Costi a părăsit-o pe Iulia. Cum? Cum a părăsit-o? Era de așteptat, Diana. Doamne, unde sunt baschetbaliștii? Când vor veni? Când? Băieți, voi faceți ce vreți, eu merg să o felicit pe Nastia. Nastia, tu ești prietena mea adevărată. Poftim felicitare de Dragobete. Mersi, Artiom, asta este pentru mine. Ce dulce, i-a spus frate. Nastia, frate, ce te placă să... Asta e, ți-aș dea pielea mea cadou. Ați văzut-o pe Diana, nu o găsesc niciunde, doresc să-i fac cadou. Nici Diana nu e aici, sigur că au plecat cu baschetbaliștii. Să mergem. Aha, haide. Dima va fi distrus când îi voi declara dragostea Dianei. Da, e cool, o să-i spun că o iubești de Dragobete. Fetelor, este rândul meu să-l felicit pe Dima. Dima, poftim felicitarea. Mersi, Gigi. Citește, Dima, ce ești așa moale? Hai, citește. Este un hipopotan. Păi tu ești un hipopotan. Da, așa este. Astăzi ești hipopotanul meu. Tu vei fi hipopotanul meu, așa spune Gigi și punct. Da, Dima, tu ești un hipopotan. Diana nu te merită, compară-te cu noi, combină-te cu noi. Gigi, mersi pentru asta, m-ai făcut plăcere. Ați auzit, s-a bucurat. Așteaptă, unde este cadoul meu? Gigi, nu m-am gândit la cadoul tău, i-am luat cadou Dianei. Aha, asta este pentru Diana. Ascultă-mă, să nu te mai văd în viața mea, știi ce? Nu ești hipopotam, ci ești un lup, un lup. Chiar nu ai noroc, nu e bine să ai pe Gigi de dușman. Unde e Diana? Sper să nu mai vină nimeni. Rahat, Iano, dacă nu apar baschetbaliștii, curând ne facem de râs. Cum? Nu, nu. Diana, nu-ți face grijă, Dima și cu Artiom sunt pe planul B. Ha, păi da. Știi ce? Băieții aceștia sunt niște derbedei. Mănânc singură maimuțoiul acesta. Mărușca, nu te duci la Artiom? Artiom, acest maimuțoi era menit cadou, dar cred că mai bine să-l mănânc singură. Mărușca, felicitarea mea nu este pentru tine. Mâncă-ți maimuțoul singură. Așa, iată-i. Fetele nici nu o să-i bagi în seamă de data asta. Vedeți, ștrumful a cumpărat cadou. A cumpărat Rafaela și o felicitare. Trebuia să-i cumperi un cadou adevărat, Iane. Ești așa de zgârcit. Nu mergem la fetele astea. Baschetbaliștii. Băieții, credeam că nu veți apărea. Ne era dor de voi. Da, chiar. Bună. Luați seama, băieți, ei au venit cu cadouri. Dima, trebuie să-i oprim. Da, Artiom, să mergem. Diana, bună, Dragobete, fericit. O, Dima, ce dulce, atâtea cadouri. Am și eu ceva pentru tine, da. Teribil, Diana, nu ia cadourile de la ei. Uite, ți-am cumpărat eu. Încet, Diana va decide singură. Diana, asta e pentru tine. Dima, ce frumos că mi-ai felicitat Dragobetele și după despărțirea noastră. Diana, noi ne-am despărțit? Dima, citește felicitarea mea și o să înțelegi. Dima, eu te iubesc ca pe un frate și doresc să rămânem prieteni. Dima? Diana, nu doresc să fiu prietenul tău. Gigi? Da, hipopotamul meu. Gigi, hai, încetează. Mersi, Dima, suficient, mersi. Întoarce-te la prieteni. Îmi dau seama, mai bine nici nu încerc cu felicitarea mea. Diana, asta e pentru tine. Iar asta este pentru tine. Mersi. Diana, asta este pentru tine. Mersi, Smiley. Și asta e pentru tine. Ce surpriză! Asta e pentru tine. Mersi. Ce divin, mersi. Fetelor, teribil, i-a înmânat cadoul. Mai, pe bune. Ce? Le urez pe Diana
și Iana. Iar Diana mi-a dat doar o felicitare. Diana, doresc să-ți spun în fața tuturor, vreau să fii iubita mea. Este așa de dulce și surprinzător, nici nu m-am gândit. Diana, eu te iubesc, vreau să fiu cu tine. Oh, mă pot gândi un pic? Nu, muse să-mi răspunzi imediat, da sau nu? Dima, iartă-mă, da! Diana, ce toantă ești, te folosește fiindcă ești populară. Ascultă, frățioară, noi decidem singure ce vom face. Da, Iana, fii iubita mea. Bine! Nu pot să suport asta, îi urăs. Diana, știi ce? Nu te mai iubesc, nu te iubesc. Mi-am cheltuit toți banii pe trandafirul tău, iar tu l-ai ales pe basketbalist. Dima, și eu pe tine te iubesc, dar ca pe un amic, știi? Planul nostru a funcționat. Băieților, ce șoptiți? Nimic, mergem la restaurant. Da, restaurant! O să-i dovedesc Diana că doar o folosește. Manușca, mergem! Prea târziu, deja mi-am mâncat maimuțoiul.